Cancerul de colon nu ține cont de nimic, afectează tineri și bătrâni deopotrivă. Potrivit statisticilor, în ultimii 25 de ani, numărul bolnavilor de cancer de colon din România chiar s-a triplat. Și mai grav este că tot mai mulți tineri sunt afectați, iar mulți dintre ei află târziu de boală. Grăsimile animale, carnea roșie, cea procesată și cu mulți conservanți, dar și alcoolul în exces, cresc mult riscul îmbolnăvirii. La fel, lipsa fibrelor din alimentație sau obezitatea. Fumatul influențează nu doar îmbolnăvirea, ci și riscul de moarte după diagnostic. Această afecțiune, din păcate, este o afecțiune frecventă, letală dacă nu este diagnosticată la timp. Este o afecțiune care se poate diagnostica din timp. Aproximativ 80% dintre aceste cazuri sunt sporadice, doar 20% fiind moștenite. Metodele de tratament diferă în funcție de stadiul în care a fost diagnosticată boala. Cu cât diagnosticul este pus mai precoce, cu atât tratamentul este mai eficient și are ca scop vindecarea pacientului. Controlul anual ar fi salvator, mai ales după 40 de ani. Pacienți care au un risc familial, adică au în familie rude de grad 1 sau 2 cu aceste afecțiuni, pacienți care vin din familii cu risc ereditar, aici mă refer la polipoza adenomatoasă familială, la cancerul ereditar non-polipozic, ambele sunt afecțiuni autosomal dominante, deci au o componentă genetică mare, la aceștia screeningul de căutare a acestei afecțiuni este absolut diferită față de populația standard. Tot la risc sunt pacienții cu boli inflamatorii intestinale. Fiecare dintre aceste categorii are un protocol de screening. Practic, de ce spun de acest screening? Pentru că această afecțiune, din păcate, este o afecțiune frecventă, letală dacă nu este diagnosticată la timp. Este o afecțiune care se poate diagnostica din timp. Pentru a preveni boala, specialiștii recomandă consumul de pește, cereale integrale, legume și fructe, un aport crescut de calciu și de vitamine C și E și multă mișcare. Mai multe amănunte despre această boală a intestinului leneș puteți afla la TV Sud-Est în emisiunea Medicina pentru Toți, duminică, 18 septembrie, ora 19:30.